Dragii mei, bun găsit! Prăjitura cu bulion e delicioasă, probabil că unii dintre voi o știu din copilărie. Are 4 foi fragede, o cremă fină de griș cu lapte și un strat din gemul preferat. Ce poate fi mai bun? Se face la fel de ușor și e la fel de bună și în varianta de post și în varianta de dulce. Trebuie doar să schimbați 2 ingrediente. Haideți să vă arăt rețeta și vă povestesc mai departe ce aveți de făcut. Ca să fie mai ușor de urmărit, am separat ingredientele. Am pus aici pe prima pagină ingredientele pentru foi. Vom coace 4 foi. Ale mele au avut aproximativ 35 de cm lungime și 25 de cm lățime. Iar aici avem ingredientele pentru crema de griș. În varianta de post folosim o băutură vegetală, fie că e de soia, cocos, migdale, ovăz, de care vreți voi, și unt de cocos. Dacă nu țineți post, puteți folosi lapte integral și unt cu 82% grăsime. Ne mai trebuie în plus un borcan de gem de 400 de grame, merg bine gemurile mai acrișoare, și, dacă doriți, pentru decor puțin zahăr pudră. La început ne ocupăm de foi. Cernem făina împreună cu sarea și cu bicarbonatul. Nu puneți toată făina deodată, păstrați deoparte cam 50 de grame de făină, deoarece consistența aluatului depinde atât de calitatea făinii, cât și de sucul de roșii sau bulionul pe care îl veți folosi și câtă apă conține acesta. Așadar, păstrați deoparte un pic de făină pe care o adăugați la final dacă aluatul mai cere făină. Peste făina cernută am pus zahărul și coajă rasă de lămâie. Amestecăm puțin ingredientele uscate cât să le omogenizăm. Bulionul trebuie să fie mai degrabă ca o smântână slabă care curge ușor, așa cum vedeți la mine aici, așa că e bine să folosiți, de fapt, roșii pasate sau un suc de roșii foarte gros, foarte bine fiert. Oricum, țineți cont că de calitatea bulionului sau a sucului de roșii sau a roșiilor pasate pe care le folosiți, depind atât aroma foilor, cât și culoarea plăcută pe care o obținem la final. Așa că folosiți roșii pasate, suc de roșii sau un bulion făcut în casă sau alegeți unul de pe rafturile magazinelor, dar care să nu conțină coloranți, conservanți, chimicale și așa mai departe. Bun, ne întoarcem la castronul nostru cu ingrediente uscate, peste care le adăugăm pe cele lichide. Am pus bulionul, de fapt eu am folosit niște roșii pasate, ulei și suc de lămâie. Amestecăm la început cu o lingură până când umezim toată făina și apoi începem să frământăm cu mâna. Frământăm doar până când toată făina este încorporată, iar aluatul a devenit moale și are o culoare uniformă. Cam așa trebuie să arate. Și, ca să se întindă mai ușor, are nevoie să se odihnească puțin, așa că așezați-l în castron, acoperiți-l cu folie alimentară și lăsați-l să se odihnească 15-20 de minute la temperatura camerei. După cum vedeți, eu nu am pus toată făina, cele 50 de grame de făină pe care le-am păstrat deoparte au rămas neatinse, așadar am folosit la foi 550 de grame de făină. Cât timp se odihnește aluatul, ne pregătim foile pentru copt. Am o tavă pe care am măsurat-o acum pentru voi, are 35x25 de centimetri și mă folosesc de ea ca să trasez un contur pe hârtia de copt, în așa fel încât să știu cât de mari să întind foile, ca să le întind pe toate la aceeași dimensiune. Bineînțeles, vom întoarce hârtia pe partea cealaltă și vom întinde aluatul pe partea curată a hârtiei de copt, în așa fel încât să nu intre în contact cu vopseaua de la marker sau de la pix. Aluatul s-a odihnit, e bine să îl cântărim ca să știm cum să îl împărțim exact în 4 părți egale ca să ne iasă foile de aceeași grosime. Al meu a avut 945 de grame, deci am nevoie de 4 bucăți de aluat, de aproximativ 236 de grame fiecare. Bucățile care stau le păstrăm acoperite ca să nu se usuce și începem să întindem foile pe rând. Foile vor sta în cuptor cam 8-10 minute,
e timp suficient cât să întindem următoarea foaie. Dar dacă sunteți începători și credeți că nu vă descurcați, puteți să le întindeți de la început pe toate patru și să le păstrați pe blatul de lucru până când le vine rândul la copt. Le întindem după cum ne-am obișnuit sau după cum simțim că e mai ușor. Mie, de exemplu, place să le întind direct pe blatul de lucru pentru că mi se pare că are altă aderență și se întind mai ușor. Dar pentru începători sau dacă v-ați obișnuit altfel, o metodă foarte ușoară este să întindem foile între două hârtii de copt și rulăm cu sucitorul din aproape în aproape până când aluatul nostru ajunge la dimensiunile dorite. Nu vă faceți probleme dacă marginile sau colțurile nu sunt perfect drepte, se întâmplă și la case mai mari și de asemenea nu vă sfiiți să peticiți foile dacă este nevoie. Nici bucătarii cu experiență nu reușesc întotdeauna să facă foile cu margini drepte și cu o formă regulată, pentru că de multe ori aluatul mai face și ce vrea el. Puneți hârtia de copt cu foaia de aluat întinsă pe dosul unei tăvi sau într-o tavă, o înțepați din loc în loc cu dinții unei furculițe și coacem foile pe rând timp de 8-10 minute. La început, pentru primele două foi, cam 10 minute, după aceea cuptorul este foarte bine încins și e posibil să fie nevoie de un timp mai scurt, așa că stați cu ochii pe ele pentru că sunt foarte subțiri și se pot arde ușor. Eventual, la ultimele două foi, scădeți timpul la 8 minute. Pe măsură ce se coc foile, le scoatem și le lăsăm să se răcească pe un grătar. Bun, haideți să facem crema de griș cu lapte. Eu am făcut prăjitura de post, am folosit o băutură de orez, deci un lapte vegetal, deși denumirea e ușor incorrectă. Crema are nevoie și de puțină grăsime. Am folosit 100 de grame de unt de cocos. Puteți să folosiți unt obișnuit cu 82% grăsime dacă nu țineți post. Punem laptele la fiert împreună cu zahăr, după gust și cu sare. Eu am folosit o băutură neîndulcită. Dacă folosiți o băutură vegetală îndulcită, reglați cantitatea de zahăr după gustul vostru, la fel și aromele dacă este o băutură deja aromatizată. Când laptele începe să fiarbă, adăugăm grișul în ploaie, exact ca la griș cu lapte, rețeta clasică, în timp ce amestecăm constant cu un tel de mână ca să nu se formeze cocoloașe. Fierbem grișul acesta cu lapte până când grișul se îngroașă. Asta înseamnă cam 2-3 minute, până capătă o consistență așa ca de mămăliguță. Stingem focul, dăm vasul deoparte și adăugăm acum grăsimea. Eu pun unt de cocos. Dacă folosiți unt obișnuit, să fie la temperatura camerei. Am pus coajă rasă de lămâie și vanilie. Și pentru puțină aciditate și pentru a echilibra acolo gusturile și aromele, am pus și două linguri de suc de lămâie proaspăt stors. Untul se topește, fie că e unt obișnuit sau unt de cocos, și rezultă o cremă fină, mătăsoasă și absolut delicioasă. Lăsăm crema să se răcorească, dar nu să se răcească de tot, pentru că devine greu de nivelat. Dacă vă grăbiți, așa ca mine, mutați crema într-un vas rece, eventual într-un vas cu mai larg la gură, ca să se răcească mai repede, și profitați de moment ca să o și cântăriți. Ca să ne iasă straturi de cremă egală, trebuie să știm exact cum să o împărțim în două părți. Lăsăm crema la răcorit 15-20 de minute, mai amestecați din ea să nu facă crustă deasupra. Între timp dați iama în dulapul cu gemuri și dulcețuri și alegeți de acolo un gem mai acrișor. Eu am ales un gem făcut anul ăsta, un gem de căpșun. Cam asta este consistența. Acum, din cele patru foi, vă uitați și pe cea mai frumoasă o păstrați ca să o puneți deasupra. El va fi cea care se vede. Și începem să montăm prăjitura. Foile sunt reci, crema este foarte ușor călduță. Am cântărit crema, fiecare strat de griș trebuie să aibă 725 de grame la mine. Voi trebuie să obțineți ceva apropiat, câteva grame plus sau minus. Cu o spatulă întindem uniform crema de griș, așezăm a doua foaie,
peste această foaie punem gemul, încă o foaie, presăm ușor cu palmele după fiecare foaie ca să facă priză prăjitura, restul de cremă de griș pe care o nivelăm și în sfârșit ultima foaie. Presăm ușor cu palmele și am pus încă o foaie de copt peste prăjitură, iar peste foaia de copt am pus un fund de lemn. Puteți folosi o tavă sau un fund de lemn și avem nevoie și de o greutate. Eu am pus cutia cu făină. Lăsăm prăjitura la presat cam 30 de minute. Apoi o ambalăm în folie alimentară și o băgăm la frigider. De preferat peste noapte, de seara până dimineața sau cel puțin 6 ore. Are nevoie de timp pentru ca foile să tragă din umiditatea din cremă și din gem și să se frăgezească. A doua zi am îndreptat marginile și am tăiat prăjitura. Și așa arată prăjitura în secțiune. Se văd foile egale și de asemenea cele două straturi de cremă de griș sunt egale. E o prăjitură frumoasă, are ingrediente simple și accesibile și mai ales este foarte, foarte bună. Este una dintre puținele prăjituri de post care rivalizează cu orice prăjitură de dulce și pot să stea pe orice masă de sărbătoare. Sper mult să o încercați și să vă placă. Aștept în comentarii să-mi spuneți cum a ieșit. Vă îmbrățișez cu drag până data viitoare. Numai bine!